domnul primar numărul 15 din 25 ianuarie 2023 a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară, ora 10. Din consultarea Consiliului de Prezență, rezultă că din cei 700 consilieri sunt prezenți toți. Domnul președinte, vă rog să supuneți spre aprobare acest verbal la ședința din 10 ianuarie 2023. Da, bună ziua. Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Supunem la vot ordinea de zi cu cele 8 puncte suplimentare. Transmise cu dispoziția numărul 70, aseară la ora 4, da? Cine este pentru? Primite. Da. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de transport persoane cu o firmă autorizată pentru transportul copiilor cu necesități speciale la CSEI numărul 2 Comănești în cursul anului 2023. Se propune încheierea unui contract de prestări servicii de transport persoane cu o firmă autorizată pentru transportul copiilor cu necesități speciale la CSEI numărul 2 Comănești, tur și retur, în cursul anului 2023, ca urmare a cererii comune depuse de părinți și asistenții maternari numărul 20.652 din 27 decembrie 2022, în vederea asigurării transportului în comun a persoanelor cu handicap. Discuții? Avizul comisiei? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial al activității asistenților personali pe perioada 1 iulie 2022-31 decembrie 2022. Doamna Mihai? Este vorba de raportul semestrial al activității asistenților speciali pe semestrul 2022, iulie-decembrie, da? Atât vreau să menționez că asistenții personali sunt angajați cu contract de muncă, cu un program de lucru de 8 ore, au facilități la transportul în comun, car de parcare și vouchere de vacanță. În urma verificărilor efectuate pe teren în decursul anului anterior, s-a constatat faptul că asistenții personali și-au dus la îndeplinire obligațiile conform contractului de muncă. Drept urmare, nu sunt probleme nici. Întrebări? Alte discuții? Dacă nu mai sunt, avizul comisiei? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor din registru agricol pe trimestrul 1, 2, 3 și 4 al anului 2022 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Doamna Țifrea? Da. În urma analizei pe care am desfășurat-o în anul 2022, au fost întocmite un număr de 2 volume a către 133 de poziții din registrul agricol ale gospodăriilor cu domiciliu în localitate, un număr de 55 de poziții din registrul agricol ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și un număr de 3 poziții de persoane juridice cu sediu în alte localitate decât Oatea Dolteană. Pozițiile au fost deschise în registrul agricol, atât în format de hârtie, cât și în format electronic, existând concordanță între cele două tipuri de registre. S-a verificat prin sondaj volume 13, poziția 6 din sat Căiac, volumul 4, poziția 12 din sat Ofteană, volumul 1, poziția 6 din sat Ofteană, volumul 13, poziția 38, tip 2, ale persoanelor cu domiciliu în altă localitate, volumul 20, poziția 49, sat Cucuieți, volumul 2, poziția 46, sat Ofteana, volumul 7, poziția 2, sat Bogasa. Se constată că sunt completate date cu privire la componența gospodăriei, terenurile deținute, clădirile, utilajele, animalele, datele din registrul agricol, în format de hârtie, corespund cu datele din formatul electronic. De asemenea, în anul 2022,
s-au înregistrat un număr de 86 de contracte de arendare, care au fost operate în Registrul Agricol și înregistrate în Registrul Special de Evidență. S-au întocmit un număr de 2 atestate de producători și s-au eliberat un carnet de comercializare a produselor agricole. S-a verificat înregistrarea contractelor de arendare și atestatele de producători la volumul 2, poziția 1, tip 4, persoane juridice cu domiciliu în altă localitate. De asemenea, s-a completat pentru un număr de 102 persoane decedate, sesizările, cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale și au fost înaintate legal Camerei Notarilor Publici și Agenției Naționale de Cadastru și Publicație Imobiliare. S-a completat în termen legal, în Registrul Agricol, mențiuni cu privire la moștenitorii legal declarați. S-a verificat prin sondaj înregistrarea mențiunilor cu privire la moștenitorii legal declarați pentru persoanele decedate în anul 2022, conform sesizărilor comunicate din oficiu Camerei Notarilor Publici. S-a verificat înregistrarea în Registrul Agricol a construcțiilor noi comunicate de compartimentul urbanism. Exemplu, volumul 1, poziția 18, tip 4, volumul 26, poziția 40, Dofteana, volumul 7, poziția 8, Hăgheac, volumul 7, poziția 42, Hăgheac, volumul 19, poziția 39, Cucuieț. În anul 2022 s-a asigurat colaborarea cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură în vederea diseminării informațiilor cu privire la subvențiile agricole de care pot beneficia cetățenii comuni. De asemenea, s-au consiliat fermieri cu privire la documentele necesare pentru depunerea dosarelor de subvenție în agricultură pentru plata de suprafață, fiind întocmite un număr de 400 de adeverințe pentru dosare APIA. S-au eliberat diverse adeverințe solicitate de cetățeni cu privire la datele înscrise în Registrul Agricol, referitoare la terenuri, clădiri, venit agricol, precum și adeverințe de spațiu necesare la întocmirea cărții de identitate, într-un număr total de 3.961 de adeverințe. S-a asigurat consilierea și s-au înregistrat un număr de 25 de dosare cu privire la vânzarea terenurilor din extravilan conform legii 17/2014. S-au întocmit un număr de 8 note de constatare cu prilejul verificărilor pe teren privind situația reală a datelor declarate la Registrul Agricol cu suprafața din teren. Alte discuții? Da, dacă îmi permiteți și mie. Bună ziua și bine ne-am întâlnit în anul 2023 la primele ședințe ale Consiliului Local Dofteana. V-aș ruga, dacă puteți, nu știu dacă aveți de dumneavoastră, să informați Consiliul Local despre cele două dispoziții care au fost emise, unul pentru terenul intravilane și cel care l-a dat în urmă câteva zile pentru terenurile extravilane. Nu am dispoziția, dar în mare parte vor știți conținutul ei. Da. Vă rog să informați. Deci, întrucât în viitor vor fi proiecte cu privire la la canalizare, la proiectul de introducerea gazelor, s-a hotărât ca proprietățile care au ca vecinătate drumurile de interes local, național, așa mai departe, lățimea drumului de la acostament și până la limita proprietății să fie cu încă 2 metri în plus. Adică, ce înseamnă asta? Pentru un drum în intravilan, lățimea totală a drumului să fie de minim 9 metri. Iar pentru un drum în extravilan, lățimea totală să fie de 7 metri. Da, dacă îmi permiteți. Aceste două dispoziții au fost emise, una în anul 2022 și una în anul 2023, în urmă cu câteva zile. Motivul care ar fi? Ar fi acela că oamenii din administrația publică, din experiența pe care o au zi de zi, implementând proiecte europene sau guvernamentale, avem câteva piedici datorită unor persoane care sunt mai greu de lămurit sau mai greu de înțeles, întrucât ei au un singur cel în momentul când construiesc un drum, pune un hotar sau face un cadastru, face de așa natură să ocupe cât se poate de mult din domeniul public, deci să închidă drumurile. Și vă dau câteva exemple care le-am avut în anul 2022 prin asfaltarea drumurilor de pe strada Bisericii din satul Larga și strada Luncii tot din satul Larga, în care am fost de voie să înfundăm o fântână care era aproape în mijlocul drumului, așa, și calea de acces nu mai era practicabilă decât o singură mașină
trecea și dacă se întâlnea două mașini sau un alt atelaj sau utilaj agricol, nici poveste se poate să treacă unul pe lângă celălalt. În decursul anului 2022 și 2021 am dat câteva sute de metri liniari, mă refer, de garduri. Garduri din intravilan care, prin rugămintea noastră față de proprietarii respectivi, care au fost de bună credință, au cedat, care nu am găsit și alte metode legale constituite de așa natură, să putem să dăm gardurile înapoi cu un metru, cu doi metri sau jumătate de metru, și am făcut cât de cât căile de acces să fie practicabile. Adică un drum de 4 metri și cele două acostamente de câte 50 de centimetri, asta înseamnă 5 metri. Pe acele două acostamente să sperăm că va merge conducta de gaze la momentul implementării proiectului, dar urmează în ani apropiați și canalizarea, căci nu vom scăpa de acest proiect, trebuie să avem și canalizarea apelor uzate. Ceea ce m-a determinat să emit aceste două dispoziții sunt următoarele. Strada Teirului, strada Livezilor, acolo unde anul acesta vom avea asfaltare prin programul Angel Salini, mă refer drumul de pe câmp agricol care va fi continuat până la Biserica 2 Dofteana, până la Biserica 9, pe care știți că am creat-o și am făcut-o acolo. Deci, în mod obligatoriu, drumul va fi de 4 metri plus 2 acostamente, deci de 5 metri, dar ne întrebăm noi, conducta de gaze pe unde mai vine și pe unde vine și canalizarea. Motiv pentru care toți cei care se învicinează cu aceste drumuri publice nu vor primi cadastrul la momentul efectuării cadastrului, întrucât lateral, stânga și dreapta vom lua primăria Comunei Dofteana și vom trece în inventariere domeniului public un metru pe o parte, un metru pe partea cealaltă, de așa natură să nu avem probleme la implementarea acestor proiecte. Nu putem să tăiem asfalt, asfalt care va fi turnat în anul 2023 sau care a fost turnat în anii anteriori, să tăiem asfaltul, să distrugem, căci vedeți cât de greu și cât de costisitoare sunt aceste proiecte, mai ales de modernizare și asfaltare a acestor drumuri. Pe strada Calea Nemirii, deci pe strada Calea Nemirii, o să luăm o hotărâre a Consiliului Local în anul 2023. Această hotărâre va fi următoarea. Respectarea arhitecturii. Deci pe șesul Doftenii, cum știți fiecare, s-a apucat, unul a făcut o căbănuță mai mare, unul a făcut una mai mică, unul vrea să-și facă un depozit de, sau un abator și așa mai departe. Toate aceste lucrări au fost sistate astăzi prin adresele trimise noi de către UAT Dofteana până la intrarea lor în legalitatea celor care au construit haotic, să spunem așa. Arhitectural, noi în Consiliul Local vom da o hotărâre a Consiliului Local în care se vor construi acele locuințe cu destinație de, poate, pensiune sau în zona asta rezidențială, să o numim așa, să aibă aceeași fațadă fiecare. Ați circulat prin țară, ați circulat în Uniunea Europeană, vedeți cum e. Dacă am deschis acea zonă la momentul respectiv, deci să se respecte arhitectura pe care o să o propune și o să o luăm noi în hotărârea Consiliului Local. Drumul 131, care face legătura dintre DN12A și DJ116D pe o lungime de 2,5 km, în care ne vom întâlni cu drumul 131, care deja este asfaltat prin satul Seaca, și acolo același lucru, suntem în discuție cu cetățenii, avem la număr vreo 108 persoane care au deja cadastre și noi, în lateralul Rigolii, stânga sau dreapta, vom trece în inventariere domeniului public și acolo, în afară de drum, că drumul are deja la ora actuală aproape 7 metri, vom trece, că acolo trebuie să mergem cu branșament electric, cu conductă de apă și cu conductă de gaze. Deci nu putem să ajungem să ne rugăm de cineva în condițiile în care noi avem proiectele deja la ora actuală, mare majoritate puse și la licitație. Nu v-am adus să vedeți în cadastrul sistematic care a fost efectuat de-a lungul anilor, mă refer anul 2019, 18, 19, 2020, 2021 și anul 2022, peste 500 și ceva de cadastre, să vedeți dumneavoastră persoane care are și 3.000 de metri pătrați în plus față de măsurătorile care le-au avut și declarate la registrul agricol. Nu vă vorbesc de ăștia cu 400, 600, 800 de metri pătrați în plus, toți cei care au făcut cele 500 de cadastre făcute prin cadastru sistematic inițiat de către programul european. Și dacă dumneata ai 800 de metri sau 600 sau
4.000 de metri sunt care au neplătit niciodată la impozite și taxe la Primăria Comunei Dofteana. Și la ora actuală ți-am făcut și un cadastru gratuit. Și dumneata nu vrei să cedezi un metru prin lungimea terenului respectiv? Din acest moment, prin dispoziția care am dat-o, Primăria Comunei Dofteana nu va mai emite acea anexă 1 și 2 care te recunoaște conducerea primăriei ca proprietar. Pe diferența de suprafață nu mai recunosc pe nimeni ca proprietar. Dacă ai avut 800 de metri în plus și dumneata nu vrei să cedezi un metru, nu mai semnezi niciodată anexa 1 și 2. În dimineața asta, la ora 8, am avut o întâlnire cu un grup de 8-9 cetățeni care efectiv au venit și spus, doamne, nu avem pe șesul Dofteanei, vorba, nu avem cale de acces. Deci nu are cale de acces să iese de la proprietatea dumnealui care se află undeva în partea dreaptă pe calea Nemire, acolo pe unde are Mecaru, pe unde are Cezar Hârbu, pe unde are Nea Ion Bandrabur, zis Pulici, Dumnezeu Solerti și așa mai departe, nu au cale de acces. Fiecare au închis. La măsurătorile efectuate la unul dintre ei, i-am găsit 300 și ceva de metri plus, dar el nu vrea să cedeze 2 metri sau 3 metri, să putem să facem o cale de acces. Motiv pentru care nu voi semna niciun document care stă la baza dezbaterii moștenirii în condițiile astea. Nu se poate. Cândva era o cale de acces, adică un drum de căruțe, iar când se întâlnea două căruți, una cu cealaltă, depășea și intra pe proprietatea altcuiva și nu se întâmpla nimic. Astăzi vrem să facem ce? Cale de acces, deci drum asfaltat pe o lățime de 5 metri, încă un metru lateral dreapta și stânga, care vor rămâne terenuri vacante în proprietatea OAT, de așa natură să putem să trecem cu utilitățile. Noi, Primăria Comunei Dofteana, și nu numai noi, toți cei care implementează proiecte și care vor mai implementa după ce noi nu vom mai fi la conducere, deci au nevoie de aceste terenuri vacante. Erau vremurile cândva cu atelaje. Atât se circulă cu atelaje. Astăzi am ajuns în Dofteana, avem și o asociație care a venit cu combină, a venit cu tirul să-și recolteze porumbul, să-l recolteze recolta și nu are pe unde să intre. Nu are pe unde să iese, nu are unde să întoarcă un tir. Nu se poate. Și dumneata ai 2.000, 3.000, 4.000 de metri pătrați în plus, neînregistrat niciodată la registru agricol, neplătit niciodată la registru agricol, da? Și la ora actuală, dacă ai văzut că Primăria Comunei Dofteana ți-o asfaltat prin capătul terenului dumneata, da, mâine vreau să-l vând, să iau bani mai mulți, pentru că am condiții. Apă, am asfalt, am energie electrică și în situația asta vreau să iau bani mai mulți, dar el nu a trecut 2-3 mii de metri pătrați niciodată și nici cei din istoric care au fost moștenitori. Aici am vrut să fac o paranteză, să mă audă toți, să mă audă și cei din mass media care vor face publicitate. De așa natură, nu voi aproba niciun cadastru și niciun proces verbal de bună vecinătate acolo unde te hotărăști cu un drum public, pentru că nu există terenuri fără să ai cale de acces în calea principală publică a fiecărui. Sper că sunteți de acord cu ceea ce am propus, mi-o mențin și merg în continuare așa. Nu e posibil cum s-a întâmplat pe șesul Dofteanei. Nu vreau să arăt cu degetul, dar terasamentul, liniuța, mocănița care era cândva, venea de la fabrica veche și venea de la sărărie, venea pe terasament, da? Pe undeva, până în groapa mașinii, unde îi spunea cineva odată, că știți că am avut un litigiu, îi spunea fabrica veche. Aici jos, în groapa mașinii, unde era un gater cândva și se debita material brut. Da. La ora actuală, toți cei dinaintea noastră au făcut cadastre și au închis acel terasament. Deci liniuța s-a furat, au închis și locul, care acel loc a fost luat prin creditul funciar de acum zeci de ani, sute de ani, așa, s-au închis calea de acces, au cumpărat cei care au posibilitate financiară, pe acea cale de acces fiind cadastrată și au făcut și o construcție, și la ora actuală vin ceilalți care și ei, săracii, la ora actuală vor să-și facă și ei o construcție sau să vândă terenul, nu are cale de acces, nu mai poate și nimeni de acolo, pentru că au ocupat așa ceva. Motiv pentru care nu voi aproba nimănui niciun fel de cadastru până nu cedează din proprietatea dumnealui ca să facem cale de acces. O altă situație care o avem astăzi cu pugul localității, am angajat o firmă pentru autorizația de drumuri pentru pug, pentru aviz mai bine zis, și ne-a făcut acolo un dita mai cerșaful ceea ce avem de făcut. Și anume, cred că știți, acolo unde oprea minerii în câmpul Dofteanei, pe la Săcăreanu, pe marginea căii ferate,
am făcut o cale de acces unde ieși la bariera care trece către strada parcului în satul Larga. Foarte greu am determinat pe toți, că erau la număr 8 sau 9, să vină să-și dea o declarație proprie răspundere pe banii primăriei până la notaria la Târgovna, să cedeze 2 metri, să ne facem cale de acces în condițiile în care acolo există un cadastru a aparținând CFR-ului, apoi domeniul public al nostru și apoi proprietatea privată fiecărui om. Cu mare greu i-am putut determina, au venit și am făcut o cale de acces. Cei de la Avize, de la Iași, de la drumurile naționale, spun clar, nu ai voie să mai ieși din curte de tipul lui Bobby Boboc, care nu are aviz de la drumuri, de tipul lui Crăciun, mai jos zis Poncaniu, care nu are avize de la drumuri, și alții, în aceste condiții, nu ne aprobă pugul localității. Orice aceea am face. Și încă o situație pe care o văd astăzi aberantă, dar am mai întâlnit-o și la avizul pentru supraversările de la gaze, este că locurile unde avem mai puțin de 7 metri din axul drumului până în prima proprietate. Exemplul și cel mai afectat este satul Bogata. Sunt case care din proprietate, se referă la gard, din proprietate de la gard și până la axul drumului, ai mai puțin de 7 metri și în condițiile astea, să vedeți și înscrie acolo, să dărâm gardurile. Să dau gardurile. Da, 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 da. Cu gazele am scăpat cum am scăpat. Că vine cofletul ăla, vine pus, nu știu ce, cât de cât am rezolvat-o. Dar aici nu mai merge. Deci trebuie să create căi de acces unde? La Șchiopu, în câmp. Știți unde, da? Este un băiat de la Neamțu care a început o construcție și am insistat-o. Datorită faptului că nu are avizul de la drumuri și ei te obligă să ieși în drumul agricol din spate, dar până în drumul agricol ei mai au încă o proprietate. Aparținând cuiva, trebuie să cumperi proprietatea respectivă, să-și facă calea de acces să ies în drumul agricol sau drumul care îl facem noi acolo pe strada Teilor și pe strada Florilor. De așa natură, nimeni la drumul național nu are cum să primească aviz de la drumul până nu ai din axul drumului minimul 13 metri până în prima construcție. Nu vorbim de aceea. Deci în mare v-am spus, trebuiește respectat cu privire la registrul agricol, ceea ce am specificat, și cu privire la construcțiile care se vor construi și de acum încolo și care s-au construit până acum, îi obligă cei de la drumul național, ne obligă pe noi, iar noi, la rândul nostru, trebuie să intervenim în mod legal, de așa natură, să creăm posibilitatea, deci toți vor drumuri cât se poate de late, mașinile s-au mulțit, utilajele, atelajele agricole s-au mulțit foarte mult, fiecare trebuie să circule pe drumurile lor, și nu mai vorbim, vedeți dumneavoastră, suntem în mileniu 3, este clar, se dorește piste de biciclete, se dorește trotuare pietonale, motiv pentru care te obligă să dai gardul înapoi. Nu cum avem pe strada Bradului în Bogata, domnul consilier, în prelungirea Bradului, terenul care l-am cumpărat noi, așa, ieșim la Hârlea și facem stânga către Eremia. Există un stâlp de un diametru destul de mare, între stâlp și prima proprietate este 2,75 m. Proiectanții de la drumuri nu pot să proiecteze, nu au voie să proiecteze și nu primesc avizul și nu primesc semnătura verificatorului de proiect dacă n-ai 4 metri. Când am stat de vorbă cu oamenii, știți ce spune? Dar eu am cedat o grămadă. Ce să cedezi o grămadă? Că astăzi nu merge două mașini mici. Nu merg două mașini mici. Deci să te rogi de unul să deschidă poarta ca să tragi la el în curte și poate să treacă celălalt. Dar păi să mai intre cu mașina de gunoi sau o mașină de pompieri. Clar, ăștia care au deja gardurile făcute, nu trebuie să mai miște un milimetru în drum, niciodată, și totodată prin dispoziția primară care a fost dată, nimeni nu mai construiește un gard, nimeni, cel puțin la drum, fără aprobarea primăriei Comunei Dofteană, nu mai vorbim de autorizație. Fără aprobarea noastră, ne ducem în teren, vedem unde a fost hotarul și îl mutăm acolo unde trebuie. Despre asta vorbim. Până la urma urmei nu putem trece niciunul, niciodată, nici cu ambulanță, nici cu nimic. Doamne ferește de orice. Asta am vrut să adaug pentru punctul pe care a fost pentru registrul unicor. Vă mulțumesc. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Disfavorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea rutelor și intervalul orar al microbuzelor școlare la școala gimnazială Scarlat Longin Dofteana, care transportă elevi în anul școlar 2022-2023. Da. Discuții? Avizul comisiei? Aviz favorabil. Supunem la vot cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilului cu numărul cadastral 62693 în urma recepției la terminarea lucrărilor numărul 14 din 24.11.2022 a investiției reabilitare, modernizare, extindere și dotare școală Dofteana, comuna Dofteana, județul Bacău. În urma finalizării lucrărilor de modernizare la școala Dofteana, aceasta a fost extinsă, o parte din anexe au fost demolate, așa că este necesară actualizarea informațiilor cadastrale în forma pe care ați primit-o ca anexă la referat. Deci îmi cer scuze. Cred că vedeți că împreună cu doamna secretară verificăm ce verificăm. Ședința Consiliului Județean pentru aprobarea bugetului la nivel de județ are loc acum. Noi ne uităm în online așa cum putem, cei de la instituție plus noi. Ei aprobă și ne transmite nouă pe cale oficială, de așa natură să aprobăm și astăzi bugetul, să nu fie ca să ne întâlnim într-o altă zi. Noi l-am făcut, l-am schițat, dar sumele le-a de la ei. Am aflat una dintre sume, dar trebuie să primesc oficial, dar noi am lăsat ultimul punct pe ordine de zi, da? De asta ne permite să... Da, continuați. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, avizul comisiei? Comisia juridică, avizul, dar de ce împotrivă? Supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale a sumei cu titlul de amendă a unui contribuabil decedat. Deci este vorba despre domnul Masoanu Gheorghiță și suma este de 580 de lei. Discuții? Avizul comisiei? Supunem la vot cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023. Doamna viceprimar? Da. Fiecare an vă supun atenție aprobarea solicitării de acțiune anual. Acțiuni pe care le realizează beneficiarii legii 416/2001. Care vă să vă înșir către domeniile de activitate. Împreună cu colegii consilieri am stabilit câteva zone, locuri care vor fi defalcate pe luni. Aceste acțiuni vor fi realizate de beneficiarii de ajutor social. Țin doar să vă informez că în momentul de față avem 50 de dosare cu beneficiari în plată, 84 de membri. Plaja numărului de ore la ferent lunar variază de la 10 până la 44 de ore. Majoritatea sunt 10 ore. Am stabilit lucrările acestea care vizează lucrări de curățenie, pe domeniul de spațiile, pe domeniul public, mătura, transportare de mai, ordineța făcutelor, corpuri stradale, lucrări de toaletare, igienizarea malor, gârurilor și râurilor, care ați văzut, sunt pline de peturi și de tot felul de gunoaie pe care tot concetățenii a noștri în multă bună voință între primele le aruncă, deși sunt zile pentru colectare peturi, pentru colectare, acea colectare selectivă. Joia și vinerea, știm foarte bine, se ridică gunoiul menajer de la gospodării, din fața gospodăriilor și totuși mai există persoane care își permit să arunce gunoaiele oriunde și o zi și-a adunat vegetație cu nimic cultural bogat, apoi ca zilnic gunoiul menajer din acele ușuri de gunoi statale, din metal, își-a lăsat cu deavrement, așa că nimic bogata, în fața primăriei, curtea interioară, exterioară, și ceea ce se face în funcție de specific, de activități. Planul acesta lunar poate fi modificat în funcție de problemele care pot apărea în viitor.
În acest plan anual pe care, cu bunăvoința dumneavoastră, veți aprova, vă extrage lunar, funcție de anumit timp, planul de acțiuni. Dacă da. Mai sunt întrebări, vă rog. Deci, dacă îmi permiteți. Mâine, data de 1 februarie 2023, un grup de 10 funcționari de la Primăria Comunei Dofteana vor merge poartă de poartă, bineînțeles pe cine găsește acasă, cu un tabel pe fiecare stradă, cu nume, prenume, da? Și numărul administrativ, numărul de la poartă. Este altceva. Ați lăsat acolo loc și pentru numărul telefon? Da. Și vor împărți saci menajeri, care avem la număr vreo 11.000-12.000 de saci, până în 12.000. Așa. Va primi fiecare familie care are rol, bineînțeles, câte 10 saci menajeri. Pe culori, nu știu, diferite sunt. O parte galben, o parte negri, am primit o parte de la Adis și o parte sunt cumpărați de către Primăria Comunei Dofteana din anul 2022. Vă rog foarte mult, doamna viceprimar, de să gestionați de așa natură cei care fac parte și fac ore în folosul comunității, mă refer cei care sunt condamnați. Aceia sunt cu dosare penale și nu cu dosare civile. Cei cu dosare penale, cu dosare civile, inclusiv beneficiarii legii 416, problemele noastre din localitate, cel puțin pe timp de iarnă, sunt acele probleme. Colectarea selectivă a peturilor, care e o groază, a dozelor, știți de ce fel de doze, pachete de țigări și altele care sunt aruncate cel puțin pe marginea drumului și pe păraie. Oricât ne-am ținut noi, deci anul trecut am depășit 200 de tone și au venit și ieri de la cei care au colectat de la societăți comerciale, cât au venit, 6-7 tone ne-au adus documente justificative, tot avem o penalitate de 200 de milioane, 20 de mii de lei în bani noi. Penalitate. Lucru pe care am achitat de vineri, joi sau vineri am achitat banii ăștia, pentru că asta era ultima zi de achitat. Anul trecut nu am avut de dat nimic, dar ei ce fac? La fiecare an, acum avem de colectat din gunoiul menajer, 40%, atât, dar 60% trebuie să fie colectat selectiv. Sticlă, peturi, fer, etică, etică. Nu am putut să ajungem la, cât ne-a cerut ei, 2022, 60% din toată cantitatea de gunoi și am primit o penalitate de 20.000 de lei, 200 de milioane, care aceste 200 de milioane putem să facem ceva cu ei în primărie. Deci plătim ce? Plătim, gunoaiele sunt pe malul apelor, pe marginea drumurilor și mai dăm și o penalitate de 200 de milioane. În condițiile astea, vor primi, prin dispoziția primarului, începând cu data de mâine, cine va fi acasă, vine mâine după amiază, vine poimine, vine în curs săptămânii, toți primesc. În zilele de colectare selectivă, după calendar, calendariți și care știți, toți cetățenii trebuie să scoată la poartă sacul respectiv, de culoare respectivă, nu ce vrea el. Că el mâine, când l-o primit, îl folosește la altceva. În dispoziția primarului am dat de așa natură să aplice și sancțiune că nu mai merge altfel. Deci nu mai merge altfel. Nu se poate. Noi dăm amenzi și dăm amenzi din banii publici, din spatele unor oameni care sunt de bună credință, care își achită impozitele și taxele la timp și în aceste condiții trebuie să-i constrânge pe cei care sunt certați cu legea. Și știți destul de bine cei care sunt certați cu legea. Încarcă în căruță, nu le interesează. Băi, omule, dar nu știi că trebuie să colectez. Păi, dar n-am știut, eu n-am primit niciun sac, cu tot felul de tertipuri de acest gen. Deci și situația asta trebuie să-i constrângem mult mai mult. Am ajuns și cred că ați văzut și în ziarul Deșteptarea de ieri, așa, ce scrie acolo, poliția locală în toate localitățile caută prin gunoi să găsească facturi, să găsească cupoane de pensii, să găsească un extemporal anumitului un copil, să găsească niște date de așa natură, să aflăm cine este persoana, să-l putem sancționa. Le-am dat avertizmente. Chiar aceeași persoană, o repetat de mai multe ori. Le pune în mașină, le duce la Negri, la Cucuieți, le pune în mașină, le duce acolo unde stă consilierul nostru, Mihaela Cazacu, în vârful Părăului, să vedeți și este acolo. Le pune în mașină, le duce pe Părăul Socilor, mai sus de zona unde asfaltăm noi, acum le aruncă acolo.
în situația în care poate să le scoată la poartă. Containerele negre de 120, așa cum am pus pe știri Dofteana, trebuie să scoți gunoi menajer. Vom ajunge și vom face acțiuni de acest fel, îi răsturnăm containerul la poartă, nu cărăm. Iertați-mă, bălegar de la grajd, nu transportăm găinați de găină, nu transportăm bălegar de la porc, nu transportăm surcele de la tăitor, nu transportăm ce? Rumeguș. Am spus că astea le scoatem la tractor. Ce? Biodegradabile, da? Adică hălăciuga de la vie, de la pomii fructiferi, care pistolul de zile îi curățăm, fă o snop frumos, nu ne scoți grămadă la poartă. Dacă ai materiale de construcție, pune-le în sac și leagă sacul la gură, viu și ți-l iau. Sunt materiale de construcție, le duc la materiale de construcție, acolo unde avem o groapă aprobată prin hotărârea Consiliului Local, în care sunt materiale de construcție și nu pun în pericol viața și sănătatea populației, da? Biodegradabile le putrezesc, da? Dar nu pot ca să-i scot și să pun în containerul de 120 de litri, să-mi trag la cântar și eu depășesc cantități de tonaj și la cantitatea de tonaj sunt cei 60% care ar trebui să fie ce? Colectat selectiv. Și la anul vom plăti și mai mult, și mai mult, și mai mult pentru unii oameni care nu vor să înțeleagă. Ține containerul acasă cu altceva, că l-am găsit, și scoate într-o plasă, așa mică, și o agață în gard. Cel de la rompul nu ia din gard. Ia containerul, ați văzut cum se curetează. Nu în Dofteana, peste tot. Și haideți să vedem, să trecem granița, hotarul, dincolo, către Covasna, în partea cealaltă de la Ghimeș la deal, și acolo, domnule, sunt tot oameni. Și uitați-vă dacă vedeți un pet din Ghimeș și până în Miercurea Ciucă. Dacă vedeți unul, nu două, unul. Și aia sunt oameni care sunt consumatori de apă, de bere, de doze, de țigări și așa mai departe. Deci nu putem, până acum am zis, umblăm un pic la conștiința fiecărui om. Dar nu, de acum umblăm la cei care au reavoință și le aruncă. Și le aruncă. Adică în spatele casei unui o singură casă. Îi plin de gunoi și o să nu l-am adus eu. Da? Nu l-am adus eu. Nu. Dar cine putea să-l aducă acolo? Nu se poate așa ceva. Haideți să facem front comun, de așa natură, să colectăm selectiv și fiecare să fie înțelegător, căci la poartă se scoate. Uitați-vă în orașul Târgu Ocna. Săptămâna, cred că azi, o săptămână sau două. Sacile ca la poartă aici, pe strada Celeglii, pe Bulevardul Republicii, treceți fiecare, așa, în Țărâncuța, pe Poetii Om Grămadă, zonele astea către Salina. Mă, da, oare chiar nu putem? Bineînțeles, și pe acolo, pe rovul, ce că e dezastru, câte arunc toți. Nu putem chiar în halul ăsta. Vine mașina la poartă, ridicăm cu tractorul, ridicăm selectiv, ridicăm Miercurea de la Societăți, ridicăm Joia și Vinerea cu noi menageri. Dar plătim anul trecut 10 miliarde, 12 miliarde. O să ne scadă cât am selectat. Petru și așa mai departe. Dar sunt niște valori mici. Dar în schimb, cât sunt, cât nu sunt, trebuie să fim conștienți cu asta. Bă, leagă sacul la gură și scoate, dar numai cu bidoane. Și ca să nu încapă multe, turtește-le, băi, omule, fii înțelegător. Nu vrem. Nu se poate să... Nu avem cum să mergem așa până la sfârșit. Nu avem. În schimb, avem o lună de zile de când încasăm impozite și taxe. Să spun așa, 10% dintre cei care au venit și au plătit până astăzi, plătește și pleacă. Dar diferența, toți, îi mult gunoi. Îi mult gunoi. Cu 9 lei, cu 8 lei kilogramul de benzină sau motorină, vine mașinile rompreisului, câte 4, câte 2 drumuri, vine și la colectarea selectivului 4 sau 6 mașini și tractorul în fiecare zi. Da. Acum fac revizii cu o firmă de la Brașov, de acolo aparține tractorul. Vine ăla, îi schimbă uleiul, vine ăla și vezi, Doamne, că trebuie și făcut ceva, că tractorul are 2 ani și ceva, de acum trebuie să o ieși din garanție. Da, trebuie să plătesc lucrurile astea. De unde îl plătești? Din sumele de bani care o să le vedeți în buget, și din acești bănuți trebuie să achiziți serviciul la tractor, serviciul la buldo-excavator,
piese de schimb, schimbă cardanul la excavator, 90 de milioane? Da, ca să le poți întreține, să meargă pe drum și ce să facem? Pe lângă aceste utilaje ne mai trebuie și 10-12 oameni care să coleteze toți. Nu vorbesc de 416, nu vorbesc de cei care fac la locul de muncă, care au dosare penale. Da. Deci, doamna viceprimar, n-avem altceva ce face decât numai să corecteze. Și bine ar fi fost, asta e de la mine putere, așa. Ați văzut, era coada până în stradă, când s-au ridicat ce? 12 miliarde. La încălzire. Acești 12 miliarde la încălzire stăteau pe 2-3 rânduri, 2-3 zile. Dacă venea fiecare câte un sac, domnule, nu-ți dau banii, vii cu un sac și stă de vorbă. Aveam un morman cât dispensarul de sac, nu? Aduși și colectați de pe râuri și pe râuri. Dacă acele 12 miliarde altele care am dat burse sociale celor de la școală, care o parte din ei s-au pozat cu ursul prin București, Constanța și Brăila, știți ce vorbesc? Aici au fost pontați sau cercuit de către diriginți sau învățători absentul, că e bolnav și el era cu ursul în Constanța. S-a pus și pe Facebook, da? Dacă la aceștia, băi frate, ai venit la școală, fiecare copil, că tot noi aruncăm chipsuri, tot noi aruncăm doze, tot noi aruncăm pachete de nu știu ce, fiecare să vină, bă, cu un sac, să facă o acțiune școală. Vă facem o acțiune de ecologizare, da? O venim mămicile, au luat, ce au luat? Au luat burse sociale, burse de merit. Bineînțeles, este meritul acestor copii din banii publici care toți din țara asta dăm impozite și taxe, nu? Da. Dar haideți să facem și partea cealaltă, nu? Să fim curați. Să fim curați. Să fim curați. Ne ducem la Ciunget. Uitați-vă ce pe o parte și pe altă. Adună de la de pe 600 de oferi pe care le vine și până la Sălării sau la Ciunget, primăvara când face 6-7 camioane la Părău Adânc, la Părău Șerchilor, cum spun, am ridicat cu taful cei de la Ocolul Silvic împreună cu o parte de ai noștri, am ridicat cu taful, nu se putea. S-au coborât persoane acolo de la Ocol, au legat într-o cupă și au făcut ei o cupă specială amenajată și au tras cu troliul de la taf ca să poată să scoată mizeria de acolo. Și acum iar înapoi, la fel. Toată lumea, de ce nu puneți, domnule, un afiș? Domnule, cât vrei de mare să-i scrie unui om? Dacă tu ești conștient și ai și mașină, înseamnă că ai și permis, nu? Și știi carte, știi și citești, nu? Îl pui în mașină, sacul, te duci acolo noaptea și l-ai dat de râpă. Ce afiș? Ce treabă are afișul? Faceți calcul și vedeți cât e un afiș de ăla. Cât costă? Costă panoul, degeaba. Domnule, îi dăm sancțiuni degeaba. Arată, spune, domnule, ce face poliția locală? Știți ce face poliția locală? Sunt trei polițiști locali care, spuneți în șmei, ăla aruncă acul la negli în momentul ăsta și noi avem poliția locală pe 600 de ofteni. Ce poate sta cu omul ăla? Spuneți, da? Iar la poliția locală, partea elaltă, avem un post scos de 45 de zile și nu a venit nimeni până astăzi să întrebe nimic, să dea un telefon. Da? Nu mai vine nimeni. Nu mai vin la Poliția Națională. Nu le-au acoperit postul. Motivul numai eu știu. Da. Și este motivul că trebuie să lucrezi cu omul. Iar cei de la poliția locală, dacă au văzut peste tot, se duce și cauți în gunoaie. Polițiști local cu studii superioare, ți-ai mănuși, cauți în gunoaie să vezi cine l-a aruncat acolo. Nu? Și când îl găsești, după ce l-a găsit, vine la mine, stă o oră până poate să intre la primărie și atunci vine, nu eu, l-am lăsat în coșul de gunoaie, cred că l-a dus un câine. Adică îți vine pachetul la curierat și scrie numele tău. Cu numărul tău de telefon, cu adresa ta, da? Nu l-am dus eu, dar cine l-a dus mâine? Eu l-am pus în coșul ăla verde din stația de microbus și cred că l-a luat un câine. Câinii cară cartoane. Deci cară cartoane sau pietru și le duce nu știu pe unde. Nu se poate. Nu se poate. Sper că mă aude mai mulți despre ceea ce vorbesc. Dacă am luat vorba despre câini, în dimineața asta au apărut pe masa primăriei Comunei de Oftean, dar ai venit de seară printr-un fax. După tragedia întâmplată în București, acum ne presează cine?
prefectura județului prin reprezentantul guvernului în teritoriu, poliția animalelor, să prezentăm o hotărâre a Consiliului Local în care se rezulte înființarea serviciului ăsta. Nu înființarea serviciului agrădiei care s-aș că-i ridici, ci trebuie să-i prezinți lui planul, proiectul și bugetul. Faptul că ai construit sau vrei să construiești undeva și ai terenul, ești proprietar și ce? Acolo, haideți, uitați-vă în lege toți să vedeți că îți trebuiește medic veterinar. Angajat din banii cui? Din banii publici a oamenilor, da? Să ai padoc să-l duci acolo. Dacă, Doamne ferește, e rupt un picior la un câine când l-ai prins de acolo, vedeți dumneavoastră că pentru un câine ce pățăși asta? Se protejează mai mult un câine decât un om, da? Că asta este marea majoritate. Asta este rezultatul. Despre asta vorbim. Ne este frică la toți. Bun, e un câine care vine la școală dimineața și conduce pe un copilaș. S-a învățat cu el și o duce acolo. Da, când îi zici, nu, că atâta s-o atașa băiatul de el și stă la poartă acolo. Îl dai afară să nu cumva să dai în el. Îi pune granule. Uitați-vă și știți câte un sac de granule. Îi cumpăr granule și dă-i mâncare acolo. Deci toți acești câini, să nu mai au vorba asta. Eu am adus o mașină. Așa se vorbește în toate. O mașină. Băi, oameni buni, haideți să discutăm situația. Când i-am prins, o venit. Ne la Borș, părul, să nu mi-i luați. Mă mănâncă, vine niște mistreți de pe deal și dacă vine la mine în purtic, uitați, o venit până în părău, așa. La vecinul, la bâtă, la pinte, la nu știu. Bă, leu, nu, nu, nici n-atinge gardul, mă uit la el, câini graș. Și el are venitul minim garantat. Deci nimic nu are decât trăiește în alocația copilului și bursa socială. Da? Și cumpără granuri la câini. Despre asta vorbim. Și câinii stă în drum. Da. Astăzi ce facem noi? Deci posibilitatea că n-am cum, eu nu pot să mint instituțiile statului, că sunt un direct răspunzător pentru așa ceva, nu pot să vin în fața Consiliului Local că înființez. Când deocamdată nu am unii să înființez, trebuiește personal angajat și totodată buget, deci din banii oamenilor din Dofteana, trebuie să pui acolo. Anul trecut, numai 2-3 luni, au colectat doamna vice aproape 25 de câini. Și 900 de lei, 9 milioane și 10 milioane să aduni un câini. 250 de milioane am dat anul trecut, da? Și i-am colectat pe toți. Acum avem informații. Unde sunt? La rotilă, la parcul de petrol, peste tot plin, da? Ne ducem și lor. Nu am putut face contractul, că astăzi aprobăm bugetul. De mâine fac contractul, îi anunț pe ei. O veniți și să vedeți factura din luna martie. Adun 30 de câini și 300 de milioane. Cu aceste 300 de milioane aș putea să fac ceva, da? În Dofteană. Nu. Plătesc penalități la mediu și plătesc ce? Colectarea acestor câini care fiecare îi dă drumul, aiurea, nu. Pe cei care găsim pe stradă pot să fie oricine sau orice câine de rasă, va fi ridicat cu o firmă autorizată și duș la padoc. La ei acolo. Ei au metodele lor și răspund. Au medic, nu au medic, e ONG, e firmă, nu mă interesează. Eu luat, noi am pozat cu câini și atâta tot. Nu că s-o atașa de el, nu că îi dă mâncare și așa mai departe. Nu se mai poate. Deci fac apel să mă înțeleagă toți. Cine are câine să-l țină în curte și legat. Apreciez că are grijă de un animalus, da? S-o atașat de un câine, s-o atașat de o pisică, da? Ține-l în casă, ține-l în curte. Și legat. Și doar atât. Pune în pericol copiii. Mi-a fost frică, am deschis anul școlar, i-am adunat pe toți de prin toate părăile și din curtea școlilor. Mușcă un copil, îl mușcă de față, îl distruge. Se sparge toate în capul meu. Oare de ce? Pentru că oamenii nu înțeleg, nu? Motiv pentru care săptămâna asta facem contractul tot și poate chiar și săptămâna asta plecăm, doamna Camară, până mâine dimineață îmi prezentați locurile împreună cu poliția locală, în mod direct. Îmi spune Mihai de acolo, consilieră, domnule, că eu atras cineva atenția, domnule, vină câinii sunt în grădină, casa ai părăsit, ei sunt plecați în afara granițelor și îi plin de câini. Cu părere de rău, eu acolo nu am voie să intru, în proprietatea nimănui, fără acordului, bineînțeles. Eu nu mă duc să-i colectez câini acolo. S-au învățat toți. Dom'le, aia sunt la în București. Uite, acolo la cotare care îi pleca de acasă, îi prinde câini. Vă rog să mă iertați. Nu pot să intru în curtea omului. Nu am voie. Nu-mi permite legea. Da, dacă ești în drum, în stradă, l-am luat. L-am luat. Și sunt câini grași care e un câine. Nu poate să fie gras. Să aibă pielea pe el de un deget, de un centimetru.
până nu mănâncă. Cei subnutriți se cunosc, da? Dar cei care mănâncă bine are blană frumoasă, are gâtul gros, arată bine. Și mulți sunt și periculoși. Am încheiat această rubrică, vă rog să continuăm. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva abținerii, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere la rețeaua de iluminat public în satul Hăgheac, zona Vasilui Ionelu, Hârbu, Aurel, Ștoti, strada Brazilor, groapa mașinii. Domnule primar. Mihai, explică despre ce este. Da, la cererea unui cetățeni din zona groapa mașinii trebuie extins 2-3 stâlpi, 150 de metri de branșament și cel puțin 2 ulei. Acolo, de la Mielul Vasilui până jos la Aurel Hârbu, la Ștoti. Nu este bun de loc în zona respectivă, poate fi licitat. Ar fi bine să mă întâlnim două de pe am făcut referanță și am așa. Da. O să ajungem la toate. După aprobarea bugetului, avem în jur de 15 miliarde banii noștri numai de la buget, de la Consiliul Județean. Putem? 16. Bun. Înseamnă că mai pus-o. E bine. Dar ce vreau să vă spun? Acolo vom extinde iluminatul public. Vreau referat. O să urmez o ședință a Consiliului Local în cursul săptămânii ăsta. După aprobarea bugetului, toți acei care ați venit cu inițieri de proiect, pe tipul lui Mihai de acolo, pe tipul lui Mihai Cătălin, vreau referat, făcut de voi, semnat de către cei care sunt beneficiari locului acolo, că până nu vă aduce cineva la cunoștință, vă duceți și voi noaptea, știu, și ne-am văzut pe drum. Semnat de fiecare, pentru că sunt niște investiții. Cătălin, tu, am făcut de așa natură să îndeplinesc promisiunile făcute de 15 ani față de vecinii care erau acolo, în legătură cu zidul, care este destul de costisitor, mă duc la 10 miliarde să pot să-l fac, o saltea jos și 3 rânduri de gabioane. Știi ceea ce vorbesc? Măsurătorile s-au făcut. Estimativ aș ști prețul, am vii cu referat făcut și sprijinit de aparatul de specialitate, cu semnăturile tuturor acolo, pentru că pe partea dreaptă l-am făcut prin proiect european, pe partea stângă am intenționat să-l fac prin Compania Națională de Investiții, am depus documentația, depunând documentația, apare în documentație ce... Procesul verbal emis de către Comisia de Specialitate al Prefecturii și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 2018, 2019, 2020 afectat. Dar nu ni s-a alocat niciodată niciun bănuț acolo. Am depus la CNI să-l fac prin fonduri guvernamentale. M-a sunat de la CNI, eu zic, domnul primar, dacă aveți din 2022 faptul că a fost afectat de inundații. Ori în anul 2022 a fost o secetă aici la noi și eu nu am avut cum să aduc comisia și nici nu pot să mă apuc să fac modificări pentru că asta este ilegal și nu o fac. Mă înțelegeți? Deci, să sperăm că în anul 2023, până la 31 decembrie, lucrarea va fi gata acolo. Va veni buldozer de capacitate mare, ia malul până la al doilea rând de salcâm a lui Dizdrobidu. Știi că are unul și are pe celălalt al doilea. Și reîntrăgirea zidului cel mare, înalt, care dăm o parte din el și venim cu pantă, de așa natură să stabilizăm, că în primul rând se stabilizează drumul, casa proprietarului, da? Și părău are cursul ei, Doftenița. Deci astea toate vor implica și vor intra în bugetul de anul 2023, printre care și altele care le avem. Dar prioritatea numărul 1, asta este despre care v-am spus. Da? Vă rog să continuați. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Disfavorabil. Supunem la vot cine este pentru? Împotriva abținerii, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 9.
Proiect de hotărâre pentru reorganizarea activității Biroului de Asistență Socială, Arhivă și Registru Agricol, prin organizarea unui compartiment distinct de asistență socială și arondarea activității de arhivă, compartimentului Registru Agricol și Arhivă, precum și actualizarea statutului de funcții și organigramei funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Domnule primar? Da, spuneți, doamna secretară. Acest proiect vizează reorganizarea activității Biroului de Asistență Socială, Arhivă și Registru Agricol, prin organizarea unui compartiment distinct de asistență socială, ca urmare a unei adrese de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și potrivit articolului 1 din anexa 3 HG 797/2017. Arondarea activității de arhivă va fi distribuită compartimentului Registrului Agricol. De asemenea, tot aici avem un proiect de completare a referatului de aprobare 353, prin care se reorganizează și compartimentul buget-contabilitate, unde vor fi prevăzute două funcții publice, el având doar o funcție contractuală și o funcție publică. Mutăm din compartimentul salarizare și resurse umane, mutăm o funcție publică în compartimentul buget-contabilitate. Astea sunt modificările statului de funcții și organigrame pentru anul 2023. Deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei? Comisia juridică a favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilului cu numărul cadastral 62.570, poziția 90 în domeniul public al Comunei Dofteana. Deci se propune actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilului cu numărul cadastral 62.570, poziția 90, în domeniul public al Comunei Dofteana, în sensul introducerii adresei respectiv strada Valea Lărgii, precum și a modificării suprafeței din suprafața de 3.986 metri pătrați în suprafața de 4.084 metri pătrați, lungime 595 metri liniari. Doamna Ungru? Este vorba despre strada Valea Lărgii din satul Larga, unde în urma realizării de gapioane a rezultat la măsurător o modificare de suprafață de 98 de metri pătrați. De mă aurică un pic. Alte discuții? Dacă nu mai sunt, avizul comisiei? Comisia juridică a avizat la supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? S-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării în structura funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului, ca urmare a raportului de evaluare pentru perioada de stagiu a doamnei Cimpu Mariana Alexandra, cu un calificativ de evaluare corespunzător din inspector clasa 1, gradul debutant, în funcția publică de execuție, inspector clasa 1, gradul asistent, în cadrul compartimentului asistență socială și arhivă. Da, în cadrul acestui compartiment avem pe doamna Cimpu Marina Alexandra, în urma stagiului de 12 luni, a avansat la gradul asistent. Discuții, dacă nu sunt, avizul comisiei? Aviz favorabil, cel pentru. Supunem la vot cine este pentru? Împotriva, abține, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind declararea unor imobile ca bunuri de interes public local. Articolul 1. Se propune declararea unor imobile ca bunuri de interes public local, teren situat în intravilanul Comunei Dofteana, sat Ștefan Vodă, strada Costache Negrii, numărul 15, suprafață de 444 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Teren situat în intravilanul Comunei Dofteana, sat Hăgheac, strada Unirii, numărul 61 și numărul 63, suprafață de 298 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Teren situat în intravilanul Comunei Dofteana, sat Dofteana, număr cadastral 60.260, suprafață de 28 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 3 la prezentul referat. Teren situat în intravilanul Comunei Dofteana, sat Dofteana, număr cadastral 61.183, suprafață de 42 metri pătrați, categorie de folosință curs construcții, conform anexei numărul 4 la prezentul referat. Doamna Ungru? Da, e vorba despre declararea de bunuri de interes public, ca mai apoi să le introducem în domeniul public.
Sunt două, patru terenuri, unul în satul Ștefan Bolte, unul în Căgheac și două în centru, în spatele blocului la garaj. Am înțeplat acolo descrierea de fiecare. Da, deci proiectele 12 și 13 se referă la aceleași... Declararea și conducere. Da. Dacă nu sunt discuții, avizul comisiei... Aviz favorabil. Supune la vot cine este pentru. Împotriva, abține, s-a votat număr de 17 consilieri. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafață de 1587 metri pătrați, teren arabil situat în intravilanul satului Dofteana, în strada Izvorului, numărul 8, având număr cadastral 64.945. Domnule primar? Da. Cred că într-una dintre ședințe v-am spus, ianuarie sau în decembrie, vă spunem despre acel teren care îl achiziționăm în luna lui februarie, intenționăm să achiziționăm, pe strada Izvorului, care el face legătura cu strada Levezii. Merge până în hotar cu cimitirul, iar până la cimitir venim cu drumul dinspre câmp către face legătura. Vom intra și vom ieși în drumul județean. Suprafața terenului, v-a spus, 1587 de metri pătrați, din discuțiile purtate cu proprietarul, care este doamna Nicoleta Iremia, mi-a spus, eu nu pot să-l dau, este intrarea fără 10.000 de euro. 10.000 de euro sunt 50.000 de lei acolo. Deci 1587 de metri, vine cam o prăjini. Așa. Terenul este foarte bun, dar nu e bun pentru construcție acolo, decât doar atât pentru asfalt și o parcare pentru biserică. Din ceea ce am verificat și este adevărat, trece conducta transgazului, aia mare, care iese undeva la domnul colonel aici. Trece conducta mare de apă, Gheorghiță, da, care ajunge la Coplan, exact. Și trece Competul, care au zestrea lor pe conductă. De aici trebuie să obținem cele trei avize pentru a putea moderniza. Adică, ceea ce am făcut și până astăzi. Aviz de la Transgaz, care ne chinuim cu ei, nu vă mai spun și partea aialaltă, ar fi trebuit, sau v-am spus-o, drumul 131 care face legătura cu Seaca și drumul de pe strada Levezilor este supra-traversat de către, nu, sub-traversat de către conducta de la Transgaz. Nu este mult. Să vedeți ce surprind. În aviz, mi-a cerut să golesc conducta de gaze ei, o firmă autorizată, și să mă costă 10,5 miliarde zestre de pe ea. Deci gazele să fie evacuate, să facă deviere la conductă. Să fim la distanță mare de peste 30 de metri față de cum este acum. Bineînțeles, să expropiez oamenii de acolo, să le dau bani sau să le dau teren și să mai dau și 10 miliarde jumătate. Motiv pentru care am fost la București, în audiență. Că nu am avut ce să fac. Vă dați seama. Așa. Și am obținut că m-am dus cu dovada drumului agricol, care subtraversează în trei locuri la drumul agricol, conducta de gaze, și atunci mi-a dat aviz favorabil prin niște plăci de monolit de beton peste conducta de gaze. În caz, Doamne ferește, de orice, dai afară plăcile de monolit, repar defecțiune și să continui lucrarea. M-am dus cu avizul ăla care m-a salvat și le-am salvat și pe celelalte de mi-a dat aceeași soluție cu plăci de monolit. Aceeași soluție trebuie să ne dea și pe acest drum care noi achiziționăm acest teren. Înțelegeți? Așa, iar trebuie să fac demersurile. Și aici va fi o cale de acces. I-am făcut o ridicare topo, de așa natură, să ieșim la biserică și după aceea să continuăm drumul și să ieșim în strada care vine, pe strada Pieții, zice, da? Da, da. Sper că e o situație destul de bună acolo. În vecinătate mare, încă o persoană, suprafață de teren, e posibil, dacă este dispus cândva, să-l achiziționăm și pe acela. Pentru că la biserică este de neîncăput. Vă duceți toți la biserică și vedeți, încolonează mașinile acolo, mai vine și o căruță cu balastul de acolo jos, că vrea să facă modernizare la un mormânt, și deja s-a blocat totul. Noaptea de înviere ne trebuie trei polițiști ca să putem să deblocăm acolo. Știți, destul de bine că nu se poate ajunge.
Nu vorbim de o mormântare, nu vorbim de, Doamne ferește, un foc sau altceva. Dacă o lua foc ceva la biserică, vă întreb, Doamne ferește, așa, pe unde întorci mașina? Pe unde întorci mașina de pompieri? Spuneți-mi și mie. Nu ai pe unde. Vine toate mașinile, cum am pățit pisaca, când a fost explozia cu buteliile alea, și nu mai poate da înapoi, se alimentează una pe alta. Și vă dați seama cât de mult îngreunează. Dau un foc la biserică sau altceva. Așa, dacă avem pe partea alaltă care de acces, e altceva, da? Este altceva. Noi vrem să aerisim toate căile de acces, să fie destul de largi. Acolo trece conducta de apă a Crabului, în care putem să facem un hidrant. Doamne ferește! Ai venit cu mașina, ai alimentat mașina de pompieri, asiguri tot ce trebuie acolo. Doamne ferește de foc sau altceva. Ăsta este obiectul acestui teren care vă supun spre analiză și aprobare ca să-l achiziționăm. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei, supunem la vot cine este pentru, împotriva, abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 ale hotărârii Consiliului Local numărul 148 din 24 octombrie 2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului, îmbunătățirea serviciului local de salubritate, gospodărire și dezvoltare comunală, prin dotarea cu utilaje specializate în Comuna Dofteană, județul Bacău. Doamna Soroțelu? Da, este vorba despre proiectul care s-a aprobat în octombrie 2022. El a fost depus la Galvalea Muntelui, unde a primit eligibilitatea. Mai departe a plecat la Oficiul Județean pentru finanțarea investițiilor rurale, unde am intrat în evaluare de eligibilitate și am primit o serie de clarificări la care trebuie să facem răspuns. Clarificările fac referire la specificațiile tehnicele ale utilajelor pe care intenționăm să le cumpărăm prin proiect. Știți că vrem să luăm un utilaj cu șenile și o autocamionetă nouă și un triciclu, în sensul că s-au mai redus din specificațiile tehnice, astfel încât să avem o paletă mai largă de ales la utilaje și atunci am căzut de acord cu doamna expert să mai reducem din aceste specificații tehnice și totodată la buget, de asta sunt două anexe, anexa 1 face referire la tehnic și anexa 2 la deviz. Și au fost o serie de modificări de formă, deci nu s-a umblat la sumă. Deci acest proiect european, scuzați-mă, el a fost depus. Am trecut de prima fază la FIRDA, avem conformitatea și acum facem această modificare care, acum după aprobare, te rog să pleci. Ai mașina aici, dacă nu ai mașina. Așa. Și comunici hotărârea să ajungă la AFIR să obținem eligibilitatea. Acest triciclu care îi spune fata și vă spunea și eu, e 15.000 de lei. Că ei vine cu oferte. Ăsta ne-a recunoscut până în prezent buldoi excavatorul cel mic și autocamioneta, dar triciclu să venim cu confinanțare, adică să achităm noi, dai 15.000 de lei. Da. El face parte din acest proiect. În bugetul anului 2023 este prevăzut. Deci această sumă de bani o vom da noi. Așa e la AFIR. Și după aia ne rambursează. Dar proiectul trebuie să fie făcut cum trebuie. Continuați. Alte discuții, dacă nu mai sunt, avizul comisiei. Avizul comisiei, favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, abțineri. S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului taxei pe teren a terenurilor administrate de Administrația Bazinală de Apă Siret, Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău. Domnule primar? Ca de altfel în fiecare an am procedat așa, pentru că asta este baza legală. Da, deci avizul comisiei? Supunem la vot cine este pentru? Împotriva, abține, să vota cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare acordat școlii gimnaziale Cucuieți, Comuna Dofteana și constituirea dreptului de administrare în favoarea școlii gimnaziale Scarlat Longhin, Dofteana, a imobilului sală de sport școlară, combustibil solid, situat pe strada parcului numărul 16, sat Dofteana, Comuna Dofteana. Domnul Ungru?
În luna iulie 2021 a fost dată în administrarea școlii gimnaziale Cucuieții mobilul sală de sport de pe strada parcului, iar în luna septembrie 2021, în urma încetării personalității juridice a școlii gimnaziale, este necesară darea în administrare către școala gimnazială Scarpați Long din Doftera. Discuții? Da. Astăzi, la ora 16, avem ședința Consiliului Administrației la școală. Rog toți cei care faceți parte din Consiliul Administrației a școlii să fiți prezenți, inclusiv eu. Cu toate că avem alte subiecte și am foarte multă treabă. Și n-aș putea să vă spun că, gata, de acum eu, meu, nepoții, duc la o altă școală, mă interesează școlile din Dofteana. Nu mult, extraordinar de mult. Și vă rog să mă înțelegeți, 100%, vă spun, nu sunt mulțumit. La câți bani băgăm în aceste școli? Autoritatea locală, Uniunea Europeană, toți cei din Guvernul României care au aprobat atâtea burse sociale, burse de merit, tot felul de burse. Anul 2023, 12 miliarde. Anul trecut, 12 miliarde. Anul acesta, masă caldă de 12 miliarde, iarăși, la 1119 copii, indiferent din ce școală, largă, Cucuieți, Ștefan Bătă, toți, prin eforturile făcute de noi, nu aș putea spune că nu mai meritul meu, toți am contribuit cu ceva. Dar, vă arăt și vă demonstrez, data de 23 decembrie, fiind zi lucrătoare, care noi am lucrat, instituțiile statului, care acești copii de pe data de 22 le-a dat drumul acasă și la revedere. Da? Nu i-a interesat nici pe unul. Mulți dintre cadrele didactice au fost în activitate, chiar dacă au fost în vacanța de pe data de 24 până pe data de 9. Ei pe 3 au început școala. Am vizualizat și camerele de la vedere. Au semnat conde ca și la școala n-a venit. Aveau activitate. N-au vrut să-și ia concediu. Sunt în activitate. Și astăzi voi primi toate vizualizările și diseară le prezint la ședința Consiliului de Administrație. Întreb. 22 și 23 decembrie, când fiecare copil a primit câte un pachet, de mâncare, plătit din banii publici, da? Și copiii acasă. S-au dus 3-5 copii. Bani publici. Oare acele cadre didactice, cine a semnat condica? Cine a semnat-o? Primește salariu. Iar astăzi, în ședința Consiliului Local, vom aproba ce? Transportul acestor cadre, care ei anul trecut pe această vreme li s-a solicitat de către Primăria Dofteana. Vă rugăm să ne comunicați în scris numărul cadrelor didactice care sunt navetiste, vin de la Comănești, de la Dărâmănești, Târgu Ocna, de la Onești, unde vin, cu microbuzul sau cu mașina proprietate personală și decontăm în baza legii abonamente CFR, combustibilul, să vină la școală. Ei n-au venit, dar cineva le-a semnat contica, da? Ne venim la școală, vin după transport pentru că se duce și scoate un bon de benzină. De la cineva la Peco, cu o cafea, scoate un bon de motorină și plătim din bani publici. Da? Copilul cum e copilul? Că toți am fost ele, da? La școală. Când era liber, era cel mai bine. Dar acum nu e așa. E liberul lor, a cadrelor didactice, e liberul celor auxiliari, că dacă nu a venit șeful. Și așa, când vine șeful, trebuie să stai de capul lui, să-l urmărești, să facă treabă, să dai de treabă, să verifici dacă a făcut treabă. Da? Toată lumea acasă pe ce? Pe bani publici. Da? La urmă, la anterior ședinței Consiliului de Administrație, am fost prezent acolo. Nu am nicio lipsă. Mă duc permanent, mă interesează situația tuturor copiilor din Dofteana. Și mă duc acolo. Seara după ora 4, care este destul de obosit, dar mă duc acolo. Da. Ce au pus la aprobare? Dar a fost un aviz consultativ, nu a fost obligator. Li s-a mai dat de la sindicat, prin comisia paritară, încă 10 zile de concediu de odihnă. La auxiliar. Da?
Cred că și care didactice, nu doamna la viceprimar? Da. Nu, la auxiliar. Bun. Deci un fochist de la o școală are 40 de zile de concediu de odihnă plătit din bani publici. 40 de zile. Primarul are 25 de zile. Doamna secretară, 40 ceva de ani de muncă, 25 de zile. Ca să poată să ia o zi liberă, vine o sâmbătă, o duminică, lucrează, că altfel nu-i dau, da? Fochistul 40 de zile. Faceți calcul câți fochiști sunt, oricâte zile, și vedeți dumneavoastră de la 15 iunie până la 15 septembrie, stă acasă. Perioada în care se transportă lemne, se transportă din april, din mai, și atunci trebuie stăiate și pus la locul lor, da? Mă duc cu cine? Cu oameni la primărie, le tai lemnele că ăștia au între 20 și 24 de zile, 25 de zile. Amărât-o. Da? Le tai lemnele, le crăbli și așez. Și vine și câte unul la ei, o femeie care vine acolo, face și ea săraca ce poate, că e o femeie de serviciu. Așa azi lemne. Da? Le s-a dat și asta. Le s-a dat și de sărbătorile toate. Acum au fost prelungit, da, weekendul 23-24 și așa mai departe. Stăm toată lumea acasă, stăm până marți, ne ducem la școală, da? O nins, o dat Dumnezeu un pic de ningai. Parcarea până s-o zi doamna viceprimar, băi, cheamă-ți oamenii de acasă și pe parcarea că mâine vii la școală cu mașina și nu mai poți intra. Sau derapez, ți-am adus nisip într-o cutie special amenajată să poată să intri în microbuzul școlar în curtea școlii, da? Și să întoarcă acolo și să nu se accidenteze nimeni, da? Nimeni, nimic. Nimeni, nimic. Motiv pentru care mă duc. Spun cu mâna fine, arde inima mine când văd. Mă strofoc, dar aici fac apel să mă audă și părinții. Și voi face în luna în februarie o ședință cu toți părinții din toate școlile la Casa de Cultură. Toți să vină și îndemnați pe toți să vină. Dacă nu mă ajută, nu pot. Eu sunt omul care spun realitatea. Nu ies să spun, am rezultate. Vedeți ce rezultate au copiii și așa mai departe. Ce rezultate au copiii? Eram în București. Am fost și am semnat un contract. Și am sunat de acolo. Dom'le, e ziua lui Mihai Eminescu. V-am făcut bustul lui Mihai Eminescu în fața școlii. Nici o acțiune, nici o poezie, nici o coroană, nici o acțiune în fața bustului. Oare ce faceți? Vai, am uitat. Din trei directori. Da? Două directoare erau la Bacău, dar mai este încă unul director ajuns, da? Nimic. Telefonul, Facebook-ul și atât. Da? Despre asta vorbim. Asta este mulțumirea mea. Eu vă spun. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine. Eu vă spun clar. Asta este realitatea. Asta este realitatea. Asta pot să vă spun. Când le-am spus, le-am dat saci, domnule, colectat selectiv. Ce colectat selectiv? Măturătoarea din curte, în containerul mare, peturile peste cartoane, doze, toată mizeria, surcele, bucăți de lemne, în alt. Domnul director, dați la doamne, uite, îi motivează pe ei. Înțelegeți? Cum îi motivează pe ei? Domnule, nu au știut, nu au avut timp, alaltul a fost liber să se întâmple ceva. Despre asta vorbim. Despre asta. Ăsta este nivelul de astăzi. Despre asta. Împreună cu cei din Consiliul Local care facem parte în Consiliul de Administrație al Școlii, nu am fost de acord cu să recuperăm câte o oră. Ce recuperează? Pentru ziua de nu știu când. Când s-o, pentru 23? Da. Nu, știți, nu are... Și în ianuarie. Am să recuperați, că era totuși o punte făcută. Ce să recuperez? O aprobat Consiliul de Administrație și primim prin telefon, dacă suntem de acord, să stei toți copiii acasă în ziua, când trebuia să recupereze. Dar nu era vorba de copii. Era vorba despre cadrele didactice, ca să stea acasă încă o zi, să nu vină cumva din timpul programului sâmbăta, cum să vină din liber sâmbăta, să stea non-stop. Și suntem de acord, inclusiv cu liderul sindicatului intervenit, să învețe online. Întreb, copilul ăla la grădiniță, sau grădiniță cu ramp prelungit, ce-i spui lui ăla online? Ce? Ce-i spui online? Clasa 1, a 2, a 3, ciclu, ce-i spui? Toată lumea online, toată lumea acasă,
Toată lumea drepturi, toată lumea burse, toată lumea pachete, iar noi ca de dați și să stăm unde? Acasă. Acolo este bine acasă. Mă uit, trebuie să stau după ei. Astăzi știu unde sunt eu, sunt sigur. Mă ascultă, mă văd mulți dintre ei. Cum am ieșit pe poartă, deja știe tot. Primarul e plecat la București. Nu dau curba. O plecau primarul. Primarul e bau-bau. Când, nu, am informații. Microbuzul școlar la ora 11:30 în fața școlii. L-a luat copii. Când primarul nu ești. Când primarul ești, băi, veni domnul primar, băi, dacă nu sunt ajutat de părinți, nu aștept să mă ajute ca de dacă și nu mă ajută. Nu stă unul în minut în plus. Cum mă uit în alte locuri. Să văd o acțiune făcută. De ziua lui Mihai Eminescu, un spectacol. Să văd de 1 decembrie îmbrăcați să vină acolo în casa de cultură. Acțiune care le facem noi. Ceea ce o depins de mine, am adus 2-3 unități militare și o defilat în centrul localității Dofteană. Am adus muzica militară, am adus fanfara militară și nu o singură dată. Ceea ce depinde de mine în calitate de reprezentant al comunității. Dar ceea ce depinde de ei, trebuie să te sun eu să spui că vrei, nu vrei să veniți să faceți un spectacol din 1 decembrie, să-ți depuneți o coroană de flori? Nu vreți? Vă rog frumos. Nu vreți? Sau apare asta, doamna secretară, știi? Și apare ce? Apare, le dă o premă de instalare. Dacă ai venit cadru didactic, tu, bujor sau dizrobitul sau cine ai venit la școală, așa, trebuie premisa de nu știu câți bani. O uitat-o, doamna contabil, din 2021 și aprobăm în 2023 să dau bani din urmă. Cu o amenințare că mă dă în judecată. Directorul de anul în 2021, neglijent, nepriceput, sub orice critică, a făcut ce? A dat un număr de elevi mai puțin cu 600 de elevi pentru masa caldă, mai puțin la bursă, în loc să ne dea bursă 12 miliarde la două, și am făcut demersuri până la minister, de ne-a dat diferența, oare ce a făcut acel director la momentul respectiv? Și o dat pentru cadrele didactice la transport, de acum le dăm din urmă foarte mulți bani. Aprobăm asta, le dau nu știu câți bani în urmă din 2022, pentru că el a tot trecut Doftea în centru. Nu l-a interesat larga, cu este, pe ambodă. Păi ia cu nu. Asta acolo, unde era el acolo, în cancelare. S-au compromis cu toții, au format gașca acolo, în cancelare, și nu-i interesează. O, ești un copil în care mai s-a dus cu el de mână și l-a dus la școală. Nu ieși de aici, copilul nu știu ce probleme avea. Pe unde? O trebuie spaznicul, s-a dus spaznicul să facă nu știu, și copilul și l-a prins tocmai la Taraș. Da. Despre ce vorbim? O pus telecomandă la porți, că știți că am discutat. Băi, pui telecomandă, nu intră decât cel care a intrat cu microbuzul. Nu intră bine orice mașină în curte sau tot felul de tatuați sau de șmecher care vine el fumează în fața copilului în curte că așteaptă băiatului. Nu, bine, stai la poartă. Nu intre tu cu ci... și așa mai departe. Uitați-vă în deșteptarea de ieri. Vedeți și scrie în deșteptarea de ieri, pe prima pagină. Declară un psiholog. Așa scrie. Liceele din județul Bacău sunt pline de droguri. Oameni buni, dacă nu există ordine și dacă nu suntem sprijiniți de cadrele didactice, dar gata, ți-ai luat pauza, dă un pic roată prin spatele sălii de sport, cum am găsit acum câțiva ani, mormane de Chiștaci. Ce sunt cu astea aici? Păi nu știu. Dar ce sunt cu astea? Dar nu poți să ieși un pic? Să te uiți, să vezi. Are chioșcă în curtea școlii. Le duc pachete în curtea școlii. Acolo. Da? Și el iese că vrea să-și iei Red Bull, nu știu unde, dacă nu vine maica sau taicu. Copilul meu trebuie să iese, e liber, ce s-a închis. Poftim. Eu vreau binele comunei Dofteana, cetățenilor, elevilor. Că ăștia vor fi viitorul nostru. Dacă unii părinți permite acestor elevi, îi dai bani din buzunar, băi, când știi, facem aceste pachetele consistente de o firmă care a câștigat licitația. Și întreb copiii, și întreb nepoță. Bunule, îmi spune nepoata, să bat de la sandwich-ul ăla. Păi, oameni, nu-i mai dați de acasă. Bun, cel care e mai sensibil sau știu, haida. Dar nu să vezi că se bate cu pachetul. Dă cu salamul, dă cu șunca presată, dă cu castravetele în cap, dă. Bun.
Am dat în primire, în baza unui proiect european, laptopurile, fiecare clasă are laptop, prin proiect european, 15 sau câte am dat. Cu câteva zile din urmă au fost fete la achizițiile publice și la proiecte, să le dea să-l pună pe serie. Semnează că l-ai luat, așa. Fost cu domnul primar, acel cadru de date nu trebuia să înceapă ora, ce mizerie era, bucăți de portocale. Pe jos tot felul de hârtii și așa mai departe. Doar acel cadru de date. Băi, stai așa, sat menajer, ai femei servici în pauză, adună de pe jos și ai să colectăm copii. Care adună cel mai mult selectiv? Uite, mă duc la primar și spun că numitul cu tare a adus 20 de saci. Eu hotărea consiliul local și le dau o bursă, le dau o premiu. Îi fac ceva. Nimic. Nimic. Să văd că au făcut un ansamblu artistic. Aici am instrumente muzicale și uitați-vă după cortina, am 200 și ceva de costume populare. Nu a venit unul să spună, dați-mi și mie un costum popular. Poftim. Ce pot să vă spun mai mult? Ai tot ce trebuie. Am instrumentele muzicale. Săptămâna asta sau cel târziu cealaltă fac contract cu un profesor din Comănești, profesor de muzică, licențiat în canto și așa mai departe, să poată să-mi instruiască o fanfară, un grup de copii să cânte la instrumente muzicale și îi dau 200 de milioane în bani vechi pe an. Dar nu a venit un cadru didactic, domnule, hai să fac, vin și eu, în afară orilor de program, cum era odată, că și noi toți am făcut nimic. Nimic. Nimic, nimic, nimic. Noi am făcut totul. Am scenă tot pentru ei. Astăzi lucrăm la un proiect european, că vedeți, nu știu câte miliarde de euro pentru îmbunătățirea învățământului din România, cu România Educată, care dă pentru laboratoare. Avem laborator IT la Dofteana, da? Dar n-avem păgheată, dar n-avem largă, dar n-avem cucuiețul. O lună de zile a durat ca să-mi aducă analiza strictul ce ai nevoie. Deci el trebuie să-mi aducă analiza făcută, după aia noi implementăm proiectul și analiza făcută trebuie să treacă prin Consiliul de Administrație a ISJ-ului să o aprobe. O lună de zile le-am trimis noi un model dintr-o firmă de consultanță, ia, mor în gură și fă. Dar nu știu dacă v-ați uitat azi dimineață pe știri. Unii era într-un județ acea directoare cu acces, nu știu câte fonduri europene, Valea Prahovei sau nu știu, Doftani, pe acolo, da, județul Prahova, da? Un mai dat pe cine azi, vine Alomița, anul trecut și așa mai departe. Atâtea fonduri europene, arătați-mi și mie unul. Niciun cadru didactic, unul. Am accesat un fond european și am adus ceva, da? Totul la primărie, am accesat fond european, cu tablete digitale, cu laptopuri, cu tot pentru hăghea, care avem, accesat de noi. Acum îl accesăm și pe asta la altul, dar vedeți, îi prind PNRR și fiecare trebuie să avem confinanțare, probabil cum e de altfel la toate proiectele. Ăsta este nivelul real a învățământului din Dofteana. Despre asta vorbim. Nu o să devină copiii, nu, marea majoritate a cadrelor și a părinților. Da. Dacă tu reușești, îi motivezi absentul, el încerpești la 40-50 de absențe. Îi motivezi și îl duci cu ursul. Și când vine, mămica primește bursa acelui copil care are probleme sociale. Nu se poate. Deci cadrele dacă și sunt de vină și o parte, nu vreau să jinesc bine, din părinți, că nu toți așa. Motiv pentru care ați văzut. Noi am făcut, am accesat. Școlile arată foarte bine. Și chiar mă doare sufletul când văd cum părinte și ia copilul și-l duce la o altă școală. Din altă localitate. Gândindu-se la faptul că este mai bine acolo. Vă asigur că nu este mai bine. E cam tot la fel. E cam tot la fel. Și pe asta am pus punct. Sper că m-ați înțeles. Da, deci avizul comisiei. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva abțineri. S-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale ale imobililor din domeniul public al Comunei Dofteana. Se propune modificarea informațiilor tehnice ale imobilului cu carte funcțională numărul 64.575, poziția 44, din domeniul public al Comunei Dofteana, după cum urmează. Se modifică adresa din loc Ștefan Vodă, drumuri vicinale, județul Bacău, intabulări în Ștefan Vodă, în sat Ștefan Vodă, strada Doftenița, județul Bacău,
iar suprafața se modifică din 2058 metri pătrați în 2954 metri pătrați, lungime 510 metri liniar, conform anexei numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Se propune modificarea informațiilor tehnice ale imobilului cu carte funciară numărul 64574, poziția 51 din domeniul public al Comunei Dofteana, după cum urmează. Se modifică adresa din loc Ștefan Vodă, drumuri vicinale, județul Bacău, intabulări în Ștefan Vodă, sat Ștefan Vodă, strada Calu Bălan, județul Bacău, iar suprafața se modifică din 597 metri pătrați în 693 metri pătrați, lungime 146 metri liniari, conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Se propune modificarea informațiilor tehnice ale imobilului cu carte funciară numărul 64576, poziția 52, din domeniul public al Comunei Dofteana, după cum urmează. Se modifică adresa din loc Ștefan Vodă, drumuri vicinale, județul Bacău, intabulări în Ștefan Vodă, în sat Ștefan Vodă, strada Costache Negri, județul Bacău, iar suprafața se modifică din 1301 metri pătrați în 1980 metri pătrați, lungime 232 metri liniari, conform anexei numărul 3 la prezentul proiect de hotărâre. Domnul Unguru? Este vorba despre cele trei străzi, strada Doftenița, Calul Bălan și Costache Negri din satul Ștefan Vodă. Ele la prima intabulare au fost prinse într-un singur cadastru, iar pentru atestarea domeniului public a fost necesară dezmembrarea. Apoi, modificarea de suprafață vine pentru că înainte se măsura doar partea carosabilă, iar acum suntem obligați să măsurăm din gard în gard, de unde reiese diferența de suprafață la fiecare stradă. Și denumirea, în cartea funciară o aveau, cum vedeți, fără denumire de stradă și a fost necesară și introducerea adresei, adică la fiecare poziție denumirea de stradă. Alte discuții? Nu mai sunt. Avizul comisiei? Avizul favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul modernizare drum comunal din DN12A Canton Silvic Larga și Pod PSP-ul Larga, Comuna Dofteana, județul Bacău. În urma aplicării ordonanței de urgență numărul 47/2022 privind ajustarea prețurilor de achiziție publică, contractelor sectoriale, contractelor de concesiune, acordurilor cadru. Doamna Soțelu? Da, este vorba despre ajustările care au fost propuse anul trecut, ordonanța 5 și ordonanța 47. Noi, având lucrarea în derulare, trebuie să facem periodic aceste ajustări. Ajustarea asta se referă la nivelul lucrărilor din 28 noiembrie 2022 cu indicile de la INSE, de la Institutul Național de Statistică, pe luna septembrie. Adică toate prețurile pe combustibil au fost raportate la indicile propus pentru luna septembrie. Drept urmare, toate, și prețurile și lucrările au fost aliniate în acest sens pe anul trecut. Totodată, ordonanța 5 face referire la prețurile pe materiale de construcții care au explodat anul trecut și nu numai. Și au creat cadrul ăsta legislativ pentru ajustarea contractelor de achiziții publice, pentru că legea achizițiilor publice, legea 98, permite ajustarea la fel în condițiile legii. Fiind proiect prin Ministerul Dezvoltării, trebuie aprobarea, trebuie să ne asumăm diferența de lucrări, diferența din ajustare. Vă rog să spuneți cât avem pe neeligibil, aveți? Pe neeligibil am pe toată lucrarea 795 de ministori ridicat acum. Mă refer la anul 2023, cât trebuie să dăm noi pe neeligibil din lucrări efectuate în 2022, dacă aveți. Era vreo 3 miliarde 700 din câte ești. Deci drumul ăsta la Larga, o mers greu, mare de pus parapete și două rigole de făcut. E vreme, acum așa nu se poate lucra, dar noi trebuie să pregătim banii ăștia să avem un buget. Că nu poate lucra omul decât numai pe bani, da? 386, cam așa se duce. 3 miliarde 800 care trebuie să-i dăm noi bani vechi, anul ăsta. Să se încheie toată lucrarea. Da. Continuați. Da, deci dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei, supunem la vot. Cine este pentru?
Împotriva abțineri, s-a votat cu numărul 17 consilieri. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Dofteana pentru proiectul Hub de Servicii, cod MySMIS 130.963. Da, este doamna Mihai? Un proiect de colaborare între OAT Dofteana și Ministerul Muncii. Urmărește crearea unui sistem informatic în ceea ce privește domeniul de asistență socială, care automat o să ducă și la îmbunătățirea serviciilor. Este vorba despre achiziționarea unor echipamente, și anume o imprimantă, un calculator și o tabletă, care ne vor fi puse la dispoziție de către dâns și se urmărește digitalizarea. Deci, în curând, mai mult o să lucrăm informatic. Tot pe partea de asistență socială. Vorbim despre beneficiare de ajutoare sociale, alocațiile de sprijin și alte prestații sociale. Despre asta este vorba. Da, dumneavoastră aveți acolo în adresa aia. E vorba despre 3.000 și nu știu cât de localități din toată țara, care acest pachet va fi pentru fiecare primărie, dar noi trebuie să avem un acord de colaborare cu ei, un protocol. Ei simplu. Și fiecare persoană cu grad de handicap, fiecare persoană va fi în calculator respectiv altceva? Într-o platformă, fiecare persoană care are prestații sociale va avea un dosar electronic și va putea fi lucrat pe acel dosar. O să se urmărește eliminarea acelui dosar cu... Nu știu că asta este vorba. Alte discuții? Ce întrebări? Dacă nu mai sunt... Avizul comisiei, supune la vot cine este pentru, împotriva abțineri, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar de la sursa E, activități finanțate integral din venituri proprii, la școala gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, în sumă de 34.702,81 lei pentru secțiunea de funcționare, bunuri și servicii. Da, e vorba de excedentul bugetar, da? La școală. La școală. Da. Și asta voiam să vă spun. Cei care sunteți membri ai Consiliului de Administrație și ați participat împreună cu mine astăzi un an la ședința Consiliului de Administrație, știți, da? Am spus așa, vedeți că plouă în sala de sport, da? Vă rog să contactați o firmă și să faceți deșanatul să nu plouă. Iuna, nu e interesat asta. Și avea tot din banii noștri la sala de sport, ceea ce încasează ei, 34,702. Deci nu s-a mai făcut mișcare asta, o aduna bani acolo, fără să-i folosească, de când era altcineva contabil, știți. Și am zis, băi, oameni, nu aveți banii ăștia. I-ați adunat. Anul trecut era mai puțin. Plouă în sala de sport. Ulucile, care sunt în formă de U, la exterior, care sunt făcute din tablă țigănească, cum era odată, neagră. Mă înlocuiți-le măcar pe cele, luați-o parțial. Nimic. De un an de zile. Deci îi dăm și bani, îi dăm și sala cu titlu gratuit, încasează și sume de bani și nu face absolut nimic. Dacă vedeți, documentația s-a schimbat pe parcurs și la ei, cum de altfel și la noi. Mă înțeleg, se ocupă un director cu celelalte. Până acum era un contabil, acum sunt două, da? Până acum era un director, acum sunt trei, da? Hai, unul lucrează cu contabilul, cu tot, cu documentații, cu digitalizare. Dar ceilalți ce facem? Spuneți ce facem. Mă, unul se ocupe de ce? De gospodărie. Dă o roată școlii, nu mă lasă în grijă primăriei, că eu am luat școala în administrare. Voi, directorul de școli, primește o indemnizație acești directori, în afară de salariu, da? Au ce? Sunt, nu se numește discutiți, sunt degrăbeați de ore. Are un număr foarte mic, dirigenții și ce mai are. Te ocupați-vă de așa ceva. Care acum, toți părinții ar trebui să vină așa la primărie. Dom'le, haideți să facem o ședință și hai să-i punem la treabă, domnule. Chiar dacă e director cu examen, poate să plece afară. Cu două, trei, mi-l dai afară și din Consiliul de Administrație. Dacă nu vrea să facă treabă. Dar nu așa. Ne punem pe Facebook că ne-am dus nu știu unde, ne-am plimbat, nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă, școală, nu?
Repet, de un an, astăzi un an, am făcut ședință. Aveau banii ăștia, puteam să repar. Nimic. 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 Spuneți. Banii ăștia puteam să-i luăm noi. Sunt casele de sală de sport și de puneană. Nu mă, faceți-vă treaba voastră, mă, frate. Mă, vă plătim și transport. Mai vă plătim și taxa de instalare. Mai vă plătim tot. V-am dat două săli de sport. Haideți să o luăm de la Adjut și până la Ghimeș. Vedem ce comun are două săli de sport sau dacă are măcar numai una. Nu? Asfalt până la sala de sport. Depozit de lemne la sala de sport. Încălzire la sala de sport cu două centrale. Iluminat la noua sală prin panou solar. Prin panou fotovoltaic. Ce să vă mai fac? Ce să vă mai fac? Da. Ce? Toate cadrele didactice, săraci care au ieșit la pensii sau au trecut la cele veșnice, au visat până în ziua când au murit. Cosumbii populare. Licosa părinții și bunicii noștri, cum era pe muscă, la Gherghef. Acum era în cost, am 200 și ceva aici. Nu vine unul, domnule, dă-mi și mie unul. Din potrivă, dacă vă spun, îmi este rușine să spun, dar trebuie să o spun. Am dat în împrumut la Comănești. Dăm, domnule, 20 de postuni. Actualului profesor care vine și o să facă aici acțiuni cu copiii, cu instrumente muzicale. Păi, dar voi n-aveți, domnule, când n-avem, e la clubul elevilor și așa. I-am dat aici, într-o vă două, trei rânduri și la mai mulți, doamna vice știe, da? Le-am dat costumii populare la alți, în alte localități care vine și au cerut. Păi nu pot, stau aici să mănânce morile, îi dau în grijă administratorul să ia, să dea, să le dezinfecteze și așa mai departe. Nimic, 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 nimic. Hai, înțeleg unul. Nu a fost pus unul în directul, nu a fost pus doi. O dată examen, au venit alții. Drept, nimic, nimic, nimic. Le-am creat toate posibilități. Birouri separat, cancelare separat. Le-am creat afară, le-am făcut un camping, doar o știți, să stea, să iese la o cafea, să poată să aerisească, să fac ceva. Nimic. Nimic. No. Le-am făcut grădină de flori, le-am făcut de... Ce să mai fac? Loc de joacă pentru copii. Ce să le mai facem? Transportul elevilor, transportul cadrelor didactice. Le achit transportul, abonamente. Dacă e la rafinăria Dărmănești și vine până în gară, la gară vine microbuzul nostru care vine la școală. Nu, domnule, îmi plătești benzina de la rafinărie și până la gară la Dărmănești. Poftim, o plătești așa. De unii, n-aduc eu bani de acasă, din banii tuturor oamenilor care plătesc impozite. Și mă duc la el la poartă, dacă nu dă bani, le execut silit. Să iau bani. De ce? Ca să iau bani, să-i dau la cadrul dacă se poate să stai acasă. Să semnează conde. Nu se poate. S-a format un cuplu și o gașcă aici, mă refer din auxiliar și știți destul de bine că sunt și în litigiu și să judecă și așa mai departe. Și totul este pe dezbinare, deci dezbinare, ceartă, bârfă. Și dezbinarea, cearta și bârfă este provocată de cei care au ce? Mintea odihnită. Mintea odihnită. Păi cum n-ai? Că stai acasă, de pe data de 22 și vii și îți mai faci o punte guvernul până la sfârșitul lunii lui ianuarie. Uiți să mai vii. O să poate așa ceva. Nu se poate. Nu sunt de acord niciodată cu aceste punți. Niciodată! Am stat de vorbă cu oameni mai mari de la Direcția Generală de Finanțe, peste tot. Dar când recuperați, domnule? Păi stăm câte o oră în fiecare zi. Haide. Ce randament poate să dea un funcționar de la ora 4 la ora 5 în fiecare zi, când el chică jos. Calculatorul te distruge. Permanent, numai cu ochelari. Schimb două perechi de ochelari să lucrezi, să faci, să cer multe astăzi, nu? Ce randament are? Spuneți-mi și mie, ce randament are? Nu, noi am fixat. Pe data de 4 recuperăm ziua de 23, deci sâmbătă, acum recuperăm ziua de 23. Iar cei de la școală să le iese din cap că vor recupera, decât tot într-o zi, trebuie să duce să-i păzăm. Trebuie să-i păzim, bă, că n-ai ce faci. Și ei vin și spune așa, domnule, nu eu trimis părinții la școală. Cine-i de vină? Cadrele și părinții. Totodată. Îmi pare rău să o spun, dar dacă nu spun adevărul, nu pot să stau. Eu trebuie să spun adevărul. Despre asta este vorba. Asta e tot. Da. Nu-ți de râs. Da, continuați.
Da, deci, dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiei supune la vot. Cine este pentru, împotriva, abține, s-a votat cu numărul de 17 consilieri. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dofteana, ca urmare a promovării în grad profesional a unui funcționar public. Da, aici avem secretar. Modificare în structură, ca urmare a promovării în grad a funcției de consilier public, asistent în grad principal. La 3 ani de zile, funcționarii publici au drept la promovare în grad. Da, avizul comisiei? Avizul favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține, s-a votat cu număr de 17 consilieri.